Spiritele vrăjite ale vulpelor s-au specializat în seducerea bărbaților, exploatând iubirea în scopuri nefaste. Urmărește canalul OA Fairy Tales, dragul meu! Ele n-au iubit niciodată pe nimeni cu adevărat, în afară de Mira. Ea s-a îndrăgostit de măriminosul Leonardo după ce el, un tăietor de lemne, a salvat-o. Mira îndrăznea doar să-i arate recunoștință omului sub formă de animal, temându-se să-și arate natura demonică prin cuvinte. În plus, îi lipsea puterea de a menține o formă umană. De ce nu absorbi sufletul unui om pentru a câștiga putere? Sau de ce nu îi preiei corpul? E atât de bun la inimă! Dacă i-aș face rău, cum aș putea fi vrednică de el? Ce? Tu ești vulpea care mai vine în casa mea? Ești un demon? Hei, stai un pic! Hei! După ce și-a dezvăluit adevărata identitate, Mira nu a mai îndrăznit să se apropie din nou de Leonardo până când a dat de prințesa Liliana, care era în pericol. A încercat să o salveze, dar nu a reușit. Oricum, ea nu va supraviețui. Dacă aș avea acest corp, aș putea fi cu Leonardo. În sfârșit! Sunt în sfârșit un om! Acum pot să... Nu atât de repede! Spiritul Lilian era încă prezent și voia să-și recupereze trupul. Dacă îți părăsesc corpul, nu vei supraviețui. Sufletul tău se va pierde pentru totdeauna. Privind în mintea spiritului vulpei, Liliana și-a dat seama că Mira spunea adevărul, iar prințesa a văzut mult mai multe. Bine atunci, din moment ce și tu ai fix ceea ce am căutat eu. Liliana tânjise mereu după iubirea perfectă. A trecut prin multe relații, toate fără succes. Ea tocmai fugise de la o nuntă, a fost nemulțumită de Mire și a dat de nenorocirea de lângă Mira. Liliana îl vedea pe Leonardo drept iubirea perfectă pe care o căutase. Te voi lăsa să-mi folosești corpul și te voi ajuta să-l câștigi pe Leonardo, ești de acord? Ea a făcut un plan pentru spiritul vulpii de a cuceri inima tăietorului de lemne. Trebuie să te refaci o vreme, încă nu-ți amintești cine ești? Mira trebuia să învețe cum să se comporte ca un om. Incredibil, nu așa se face! Folosește o furculiță și o lingură! Nu mârâi așa la animale! Chiar vrei să mergi în patru labe sau ce? Nu mai pot suporta! Spiritul vulpii făcea atâtea năzbâti încât Liliana a fost nevoită să preia de mai multe ori controlul asupra corpului ei. Gătește atât de bine! Cum ar fi să gătești pentru mine toată viața? Nu-i așa că ar fi frumos? Păi, eu gătesc zilnic! Vezi, așa se flirtează. Trebuie să faci asta pentru a atrage atenția cuiva. Dar era clar că încercările Mirei de a flirta nu au fost eficiente. Mulțumesc! Tu vrei să... Cum să se întâmple ceva dacă te comporți așa? Ai vrea să te legi de mine pentru tot restul vieții? Dar te vei face bine în curând! Dar, dintr-un motiv oarecare, experta în dragoste Liliana n-a putut să-l dea pe spate pe fermierul cel simplu. În regulă, nu pot să-l forțez, nu-i așa? Mira refuza să-și folosească puterile de vulpe. Voia să câștige dragostea autentică a lui Leonardo. Treptat, Mira a învățat câteva dintre trucurile Lilianei, dar, bineînțeles, încă nu dădeau roade. Acoperă-te cu o pătură până nu răcești. Într-un final, cele două au recurs la ultima lor variantă. Au luat fluturașe cu prințesa dispărută și le-au aruncat prin pădure. Leonardo a raportat imediat la curtea regală. Dragul meu, vino la curte cu mine ca să te răsplătesc! Îmi pare rău, mai am de lucru aici. Trebuie să găsesc pe cineva. De fapt, pot veni pentru câteva zile. Liliana, fica mea! De ce arăți atât de diferit? Iese din cauza traumei? Tu ești cel care mi-a salvat fica? Recompense, recompense! Umilul fermier era tratat ca un rege, dar părea mereu melancolic. Și mai ales primea îngrijire personală de la prințesă.
Îmi plac atât de mult momentele romantice! Vrei să admiri această priveliște romantică cu mine? Sunt plin acum, e timpul să dorm. E atât de... parcă ar fi de piatră! Ce enervant! Am încercat totul! Hai să ne relaxăm puțin, îți voi arăta cum să faci o prințesă fericită. Ce plăcut este să fii prințesă! Cine are nevoie de magie? Cine n-ar vrea să fie prințesă sau prinț? Putere nelimitată, obții tot ce vrei. Deci dacă Leonardo ar deveni prinț, sigur ar fi încântat. Mira voia să se căsătorească cu Leonardo pentru a-l transforma într-un prinț. Văzând ochii dornici ai fiicei sale, regele avea încredere că nunta va fi un succes. Trebuie să planificăm totul cu atenție. Cum ar trebui să-i propun ca să fiu sigură că va accepta? După o noapte de discuții, cele două l-au informat în cele din urmă pe Leonardo. Sunt încântat! Cine nu și-ar dori să fie prinț? Eu voi controla corpul în timpul nunții. Nu, trebuie să fiu eu! Era prea fericită pentru a observa tristețea ce se așeza pe fața mirelui. Sunt de acord! Leonardo, ești de acord să te căsătorești cu această femeie? Eu nu pot, adică eu... Dacă nu vei accepta, să nu spui că sunt prea dur! Mira a simțit că ceva nu era în regulă. Ce e în neregulă cu tine, a? Spune-mi! Leonardo a trebuit să-i mărturisească că regele l-anunțase mai repede pe Leonardo de nuntă. Nu vă pot îndeplini dorința. Eu m-am îndrăgostit de spiritul unei vulpi din pădure. Iubești o creatură? Dacă fiica mea nu se va mărita cu tine, voi distruge toată pădurea. De aceea mă tot evită. Nu e de mirare că pare mereu trist? Pentru că mă iubește? De ce? De ce ai iubi o creatură a pădurii? Chiar dacă e o creatură, are o inimă bună. E dispusă să fie o persoană bună pentru Dumnezeu. E atât de bun la inimă! Dacă i-aș face rău, cum aș putea fi vrednică de el? Doamne, îmi pare rău, dar nu o iubesc pe prințesă. Ajunge! Voi distruge întreaga pădure! Unde sunt soldații mei? Totuși, mă voi căsători cu prințesa, te rog, majestate! Ești atât de îndrăzneț, nu-i așa? Nu! Mira? De ce? De ce? Deci asta e! Nu e de mirare că fiica noastră s-a schimbat! Unde sunt soldații mei? Lasă-mi-l mie! Liliana și-a părăsit trupul pentru a-l înfrunta pe rege. Prințesa i-a povestit totul, ștergând pata de pe numele prietenei ei. Liliana, întoarce-te! Dacă nu te vei întoarce, sufletul tău va dispărea! Nu, mi-am îndeplinit dorința. Trebuie să plec. Acum înțeleg ce este iubirea adevărată. Trebuie să fii tu însăți pentru a-l iubi cu adevărat pe acel tânăr, prietena mea. Liliana a găsit ceea ce luptase mereu să găsească. Și-a luat rămas bun de la prietena ei și de la tatăl ei, regele. De atunci, Mira a câștigat corpul uman al prietenei ei. A devenit mai încrezătoare, a devenit ea însăși și a trăit fericită, alături de Leonardo. Pentru totdeauna până la sfârșitul timpurilor. Într-o noapte furtunoasă în tărâmul lui Adel, în mijlocul pădurii, trăsura regelui și a reginei se grăbea să ajungă înapoi la castel. În trăsură, regina era chinuită de durerile puternice ale facerii. Pe neașteptate, trăsura s-a prăbușit. Regele a ajutat-o pe regină să iasă amândoi din pădure și să găsească un loc unde să se adăpostească de ploaie. Din fericire, oricât de aspră a fost vremea, nu a reușit să oprească nașterea celor două prințese în siguranță. Erau două prințese frumoase pe nume Lina și Crystal. După 9 ani, cele două prințese micuțe au ajuns să fie nespus de drăguțe și minunate. Prințesa Lina era o fată plină de energie și foarte neastâmpărată. La polul opus, Crystal era o prințesă foarte blândă și cu minte. În ziua în care cele două prințese au împlinit 9 ani, regele a dat o mare petrecere pentru a le sărbători.
Însă chiar în momentul în care cele două fete se pregăteau să își taie tortul, un foc s-a dezlănțuit. Întâmplarea i-a lăsat pe toți într-o stare de șoc și disperare. Crystal, ești bine? Tată, nu știu ce s-a... Priviți, flăcările vin din mâinile ei! E o vrăjitoare! Sigur e o vrăjitoare! Toată petrecerea s-a transformat brusc într-un haos total. Criticile la adresa prințesei se înmulțeau tot mai mult, băgând spaima în prințesa Lina, care a fugit de la petrecere. Ninja în mijlocul verii? Incredibil! Micuța prințesă Lina era foarte speriată de mâinile ei înflăcărate. Chiar dacă nu simțea pic de durere, nu putea să le stingă nicicum. Din fericire, regina știa în continuare că ea îi putea oferi siguranță micuței prințese. Pe deasupra, micii fulgi de zăpadă o ajutau pe prințesa Crystal să își vindece arsurile. Wow! E atât de magic! În zilele care au urmat, veștile că Lina era o vrăjitoare s-au răspândit iute prin toată țara. Oamenii cereau cu înverșunare ca prințesa Lina să fie pedepsită sau alungată, doar ca să nu pățească și ei ceva. Regele, din iubire pentru fiica sa, a încercat să-i potolească pe oameni și a decis să o țină pe prințesa Lina într-o încăpere încuiată, de unde să nu aibă voie să iasă decât în caz de urgență. Pentru că își iubea fiica și pentru că își dorea să o protejeze, regele nu a reușit să găsească o altă cale. Apoi, într-o zi, se spune că Lina a atacat pasnicii cu focul ei și a scăpat din carceră. După o vreme îndelungată fără nicio veste de la fiica ei, regina s-a stins din viață din cauza suferinței, lăsând o grămadă de regrete pe pământ. Regele rămăsese doar cu Crystal alături de el. De teamă că și cealaltă prințesă ar putea fi în pericol, i-a poruncit iute să rămână în castel și să nu intre în legătură cu străinii. Și uite așa, au trecut 7 ani. Iar frumoasa prințesă Crystal visa mereu să se strecoare prin mulțimea plină de viață de afară. Prințesă, ce vrei să mănânci azi? Orice! Stai puțin! Într-o zi, Crystal a avut o idee îndrăzneață. Mulțumită ideii de a se îmbrăca în hainele servitoarei, a reușit să își îndeplinească dorința de a se integra în societate și de a se bucura de o clipă de libertate pe care nu o mai trăise de multă vreme. Pașii ei ușori au condus-o în fața destinului. De vreme ce era o prințesă care fusese înconjurată doar de ziduri, nu știa nimic despre lumea periculoasă de afară. Ar trebui să vă opriți! Vă voi raporta tatălui meu și vă va aresta! O servitoare care are curajul să ne înfrunte! Profitând de ocazie, băiatul i-a împins repede pe cei doi bătăuși, după care a fugit cu salvatoarea lui departe de acel loc periculos. Cei patru alergau în continuare unul după altul pe gheață. Apoi s-a întâmplat ceva interesant, iar fuga lor a fost întreruptă. Cu asemenea noroc, oamenilor răi le era cu siguranță greu să aibă parte de un sfârșit fericit. Ei bine, aveți tupeul să ne aduceți în halul ăsta. Nu vă voi lăsa să scăpați! Coincidențele apăreau la tot pasul, iar gheața de sub picioarele bătăușului a început ușor să se spargă, făcându-l să cadă în apa rece. Profitând de clipele în care bătăușii erau ocupați să se salveze din apa înghețată, tânărul și prințesa și-au luat iute tălpășița de acolo. După ce s-a distrat puțin pe afară, prințesa Crystal s-a întors de grabă la palat. Deja îi era dor de acele clipe de libertate. Îți mulțumesc că m-ai ajutat azi! A fost o zi foarte distractivă! Dar sunt și câteva probleme de care nu știu cum să mă ocup. Numele acelui băiat e Nathan, fiul unui pescar.
Familia lui a devenit peste noapte sărmană din ziua în care Lina și-a arătat puterile ei vrăjitorești. Gheața i-a lăsat fără sursa lor principală de mâncare. Și pentru că e din cauza familiei regale, mă simt că și eu am o parte din vină. Vreau să mă revanșez față de ei, față de oamenii care au avut de suferit din cauza Linei. Dar când i-am spus că sunt o prințesă, nu m-a crezut. De ce? Prințesă? Ha? Cel mai probabil din cauza hainelor tale. Dacă va mai fi o data viitoare, nu mai spune nimănui că ești o prințesă. Ha? Asta ne va aduce necazuri și nu vei mai avea cum să ieși afară. Bine, am înțeles. Nu m-am gândit la asta. După aceea, prințesa se furișa adesea pe afară și de fiecare dată Nathan o scotea în oraș. Povestea lor de iubire a început de asemenea în clipele acelea. Însă odată, când s-a întors acasă, a fost prinsă de rege. Regele era nespus de furios că fiica lui încercase să se furișeze. Observând toate astea, Nathan a descoperit și el că persoana pe care o iubea în secret era adevărata prințesă. Regele și fiica lui s-au certat tot drumul până la sala de conferințe a regelui. Aici, prințul unui regat vecin aștepta, prințul Joseph. Crystal, prințul Joseph a bătut tot drumul până aici ca să te ceară de soție. De soție? Atunci aș vrea să refuzi. Crystal, ești suficient de mare ca să te căsătorești. Nu mai fi încăpățânată. Nu, am deja pe altcineva în inima mea. Pe neașteptate, reacția prințesei Crystal a creat un miracol frumos și rece. Spre uimirea regelui și a lui Joseph, Crystal a descoperit că are o particularitate deosebită. La fel ca sora ei, Lina. Regele, de teamă că vestea despre puterile de gheață ale lui Crystal se va răspândi afară, a poruncit de îndată închiderea castelului și a încuiat-o pe Crystal într-o încăpere retrasă. În scurt timp, în ciuda eforturilor regelui, zvonurile că prințesa Crystal era o vrăjitoare de gheață au început să se răspândească peste tot, băgând oamenii însperieți. Imposibil! Ea e cea care a înghețat acest râu? Ce ar trebui să fac acum? Să o ajut sau să mă răzbun? Înapoi la Crystal, încuiată în camera ei, a înțeles totul. Încă din ziua când împlinise 9 ani, acele întâmplări stranii, apoi suprafața râului înghețată de mai bine de 10 ani, necazurile familiei lui Nathan, toate erau din cauza ei. Prințesa Crystal? Ce se întâmplă afară e un adevărat haos. Din cauza unui zvon. După cum mi-a spus regele, ca să evit ca lucrurile să se înrăutățească, te voi scoate din regat pentru o vreme. Vom aștepta să se calmeze lucrurile, apoi ne vom întoarce. Prințesă, am auzit că la capătul celălalt al regatului, în adâncul pădurii interzise, e cineva care te poate ajuta să scapi de acel blestem de gheață. Ești sigur? Așa mi-a spus omul meu. Măcar avem o rază de speranță. Hai să mergem! Deghizată, prințesa Crystal s-a strecurat prin mulțime neobservată. Însă nu știa că îi se întinde o capcană. Oameni buni, vrăjitoarea Crystal e aici, vrea să fugă! Oamenii au încercat să o înconjoare cu gândul să o atace, dar au fost opriți imediat de un zid de gheață. În fața măcelului sătenilor, prințesa Crystal a putut să observe un chip cunoscut. Oameni buni, liniștiți-vă! Ascultați ce am de spus! Acel băiat este Nathan, fiul bătrânului pescar. Nu din cauza că a înghețat râul a devenit familia lui săracă? Probabil că știe deja toată lumea situația familiei mele.
De la o familie care trăiește din pescuit, deodată am rămas fără nimic. Toată lumea știe, când au avut loc toate acele întâmplări, nu avea doar 9 ani la vremea aceea. Chiar și aici, niciunul dintre noi nu știe că ea este adevărata cauză. Dar credem în continuare că asta e din cauza prințesei Lina. Și ce? De atunci, a prezentat sau nu vreun pericol? Bineînțeles că nu, pentru că nu știa că are o asemenea putere și cu siguranță nu a vrut să facă rău nimănui. Poate că atunci când și-a dat seama că ea însăși este motivul pentru foamea oamenilor, prințesa a fost cea care s-a simțit cea mai derutată. A trăit clipe în care ar fi putut ceda ușor. Pot să spun că așa o persoană onestă cum e Crystal va reuși cu siguranță să schimbe totul în bine. Sărutul plin de fericire al prințesei a dat naștere unui miracol. Însă, văzând că tot ce se întâmplase era complet contrar calculelor făcute de Joseph, s-a înfuriat nespus de mult. Cum puteți să credeți acele scuze așa repede? Aparent, și-a împins regatul la marginea prăpastiei, așa? Cum am putea să o iertăm? Ce ai de gând? Să ne separi? În visele tale? Ești un ticălos! Noi nu suntem la fel de răi ca tine! Alteță! Joseph, nu mă așteptam să fie atât de viclean. Am aranjat nunta în zadar. Soldați, prindeți-l și aruncați-l în temniță! Crystal, e doar vina mea. Am luat decizia greșită. Și aproape că mi-am pierdut persoana iubită. Tată! În fața unei asemenea scene emoționante, nimeni nu mai putea să... Credeam că totul se terminase și revenise la cum era înainte. Dar nu! O siluetă misterioasă a apărut. Adele, m-am întors! Era o zi din 1470, când eram pe cea mai abruptă pantă a vieții mele. Toate cercetările mele despre creaturile misterioase ajunseră într-un punct mort. Domnule, a venit un savant care vrea să intre aici și să vorbească cu dumneavoastră. De câte ori să-ți mai spun? Nu vreau să fiu deranjat când lucrez. Domnule, l-am gonit așa cum ați spus. Dar acest savant spune că are povești care v-ar face cu siguranță să regretați dacă nu le ascultați. Să regret? Acum sunt cu adevărat curios să văd pe ce se bazează de așa încrezător. Poftește-le înăuntru. Domnule, îți mulțumesc că mi-ai oferit ocazia de a-ți vorbi. În primul rând, aș vrea să-ți spun... N-am timp. Spune-mi odată. Cele mai recente vești pe care le-am auzit de la un negustor care traversa mlaștinile. Amazonia, un ținut faimos pentru pădurile sale fermecate, cu tot felul de sălbăticii crescând până peste cap. Pot să pleci de aici, acum! Negustorul a spus că a văzut sirene cu proprii lui ochi. Sunt frumoase, stau pe stânci, cântă cu pasiune. Din păcate, pentru că era prea departe, nu a reușit să se apropie și să audă mai clar glasul. Și așa a început expediția noastră către sirene. Eram un misterios aventurier, Jack Sparrow. Lucrurile nu au mers conform planului. După câteva zile de căutări, nu am găsit nimic în afară de urme de urși uriași. Într-o zi, soldații au prins un pui de căprioară. S-au bucurat cu toții, mai puțin eu. Ochii ei sclipitori m-au lipsit de cruzime. Când nimeni nu se uita, am eliberat pe ascuns această biată ființă. Totul are un preț. Prețul a fost stomacul meu înfometat pentru că mi-au tăiat cina din cauza acțiunilor mele egoiste, au spus. Mulțumită acestui lucru, am avut șansa să trăiesc o scenă foarte specială. Era o femeie, a cărei frumusețe era ca versurile unei poezii sau piesele de teatru lăudate de toți scenariștii. În mod straniu, imediat cum lacrimile ei au căzut pe rana căprioarei, căprioara a putut să se ridice imediat și putea să meargă la fel ca înainte. Doamne Dumnezeule! Micuța creatură m-a găsit. În loc să fugă speriată, s-a apropiat, m-a apucat de bluză și m-a tras spre acea frumusețe. Ea era
o sirenă. Bună, frumușico! Nu a spus nimic. Poate că îmi imaginam eu prea multe, dar ochii aceia m-au privit ca și cum aș fi fost nebun. Imediat după aceea... Ai grijă! Oh, deci de asta ai vrut să-i dai drumul mic dejunului nostru? Tu erai. N-a fost deloc ușor să întâlnesc sirena. Ai văzut ce ai fost în stare să faci? Tantălăule, nici măcar nu am dat vina pe tine că mi-ai distrus planul de a prinde sirene. Și ce? Ochi pentru ochi. Bineînțeles că amenințările lui Phil nu m-au atins și nu am deviat de la scopul meu original. A doua zi, ne-am plimbat de-a lungul râului și am descoperit o voce impresionantă. E sirena. De data asta nu avem cum să dăm greș. Pe stâncă, în mijlocul lacului, chiar acum e o sirenă foarte frumoasă. Vocea aceea fermecătoare pare să aibă puteri nebănuite. Cumva ne trage pe amândoi mai aproape de ea. Am rămas treaz suficient să-mi dau seama că două sirene au apărut și mi-au luat oamenii, dar picioarele mele nu se puteau opri. Înainte să nu mă știu deloc ce mi se întâmplă, o mână m-a apucat de picior și m-a tras în apă. Când m-am trezit, în fața ochilor mei era sirena pe care o întâlnisem din întâmplare seara trecută. Atât de frumușică! Îmi aminteam încet tot ce se întâmplase. Acea voce pătimașă aparținea unei sirene, care se pricepea cel mai bine să profite de pe urma frumuseții ei de sirenă, ca să prindă și să mănânce oameni. Oh, nu! Știu că nu vrei să fiu în pericol, dar nu pot să-mi las oamenii deoparte. Oricâte certuri am avea, rămân prietenii mei cu care am trecut printr-o grămadă de situații primejdioase împreună. Observând cât de hotărât eram, sirena s-a lăsat convinsă. Mi-a oferit doi solzi din coada ei de pește și mi-a spus să mi-i pun în ureche ca să nu mai pot să aud cântecul. Așadar, cântecul acela e cel care ne controlează? Sirena, ce ar trebui să fac acum ca să-mi salvez oamenii? Sirena a făcut un semn spre gâtul ei. În mintea mea a apărut colierul cu o perlă care strălucea puternic, purtat de sirena care stătea pe stâncă. Trebuie să îl iau. De cum mi-am pus solzii în urechi, au devenit transparenți. Dar mă protejau în continuare de cântecul sirenei. M-am prefăcut în continuare că sunt complet fermecat de cântecul ei. Când m-am apropiat destul de mult, am reușit să mă feresc de îmbrățișarea caldă. După care m-am repezit spre locul în care cealaltă sirenă cânta pe stâncă și am smuls colierul cu perlă. Ce s-a întâmplat? Să învingem sirenele! În timp ce eram în mijlocul bătăliei, bătrâna sirena ne-a văzut și s-a scufundat în adâncul apei, după care a înotat în depărtare. Obținând colierul cu perlă, i l-am dus frumoasei sirene. Phil, ce faci? Urletul ei a răsunat peste tot, alungând oamenii din jur. Omule, nu suntem încă în siguranță. N-am scăpat de primejdie. Sunt trei sirene, iar două dintre ele doar ce au fost doborâte. Ultima se va întoarce fără îndoială pentru a se răzbuna. Tu poți să vorbești? Mi-au luat vocea și au folosit-o ca să vâneze oameni lacomi în căutare de comori. Până la voi am salvat o grămadă de alți oameni, dar niciunul dintre ei nu și-a păstrat calmul suficient de mult încât să mă înțeleagă și să mă ajute așa cum ai făcut tu. Eram prea sătulă de toate astea, așa că eram pe cale să renunț când oamenii aceia erau în pericol. Dar nu ai făcut asta! Firea ta sinceră m-a convins să am mai multă încredere. Datorită acestui lucru ai câștigat și m-ai ajutat să-mi recapăt vocea și puterea. Nu sunt chiar atât de bun cum spui. La următoarea bătălie va fi rândul meu. Lasă-mă să te ajut. Nu ai cum. Aceste sirene sunt nespus de sinistre și nemiloase. Nu pot fi învinse la fel de ușor ca cele normale. Ar fi mai bine să stați cu toții deoparte. Știu că sunt doar un om neputincios, dar lasă-mă să te ajut, măcar un pic, bine? Nu îți voi sta în drum. Atunci voi rămâne și eu. Jack mi-a salvat viața. Nu îl pot lăsa singur la Ananghie. Corect! Voi rămâne și eu! Oameni buni! Așa că am urmat instrucțiunile sirenei și am mers pe urmele apei într-o altă peșteră mai mare. După care am găsit destul de ușor și restul oamenilor. S-a întâmplat ceva.
nu se poate să fie atât de ușor. Imediat după ce sirena a spus asta, o sirenă mai mare a apărut în spatele lui Phil. Phil, ai grijă! Sirena nu a avut nicio șansă de a se împotrivi. Bătrânul meu prieten avea o singură misiune, să o doboare cât mai repede. Totul mergea ca uns și chiar atunci mi-am dat seama că eram pe punctul de a mă prăbuși. Veninul de sirenă nu putea fi vindecat cu puterile sirenei. Nu funcționează! De ce? E în regulă. A fost o plăcere să te cunosc. În timp ce ochii mi se închideau încet, sirena și-a adunat toate puterile ca să-și elibereze perla și s-a ghemuit lângă mine. După care am simțit cum o energie caldă începe să-mi curgă prin fiecare firicel de venă. Chiar atunci am simțit cu adevărat cum perla îmi străbate corpul. Pe oriunde trecea, durerea dispărea. Când perla s-a dizolvat, rana a dispărut de tot odată cu ea și am simțit vitalitate din belșug. Din clipa aceea mi-am amintit totul. În schimbul celei de-a doua vieți ale mele, sirena a ales să-și sacrifice vocea și puterile. Asta nu a fost o piedică prea mare, pentru că am trăit în continuare foarte fericit cu grămezile de comori pe care sirenele le adunaseră până atunci. Odată ca niciodată, în Wales trăia frumoasa și renumita prințesă Psyche, mica prințesă prea iubită de rege. Prinții din ținuturile vecine o rugau cu înflăcărare să se mărite cu ei, aducându-i nenumărate daruri prețioase de nuntă. Dar Psyche îi refuza pe toți. Își dorea să găsească o iubire adevărată și sinceră. Într-o zi, Psyche urmărea captivată un fluture în 7 culori și s-a pierdut în adâncul pădurii. Deodată, din tufișuri s-a auzit un zgomot înfricoșător. Psyche a început să fugă îngrijorată, dar din nefericire s-a împiedicat de o ramură și a căzut. Psyche s-a speriat când în fața ei a apărut un om copac cu trup aspru și figură fioroasă. Tu cine ești? Eu sunt prințesa Psyche, singura fiică a regelui. Nu ar trebui să te porți urât cu mine? Bună, domniță Psyche! Am auzit de tine de multă vreme. Ești mult mai frumoasă decât se spune. Eu nu te cunosc. Apoi, Psyche s-a ridicat și a luat-o la fugă. Ven și-a întins mâna, iar Oliana a răsărit și a încolăcit-o pe prințesă. Ajutor! Ajutor! Un tânăr a apărut de nicăieri, a tras o săgeată spre Liana, făcându-l pe Ven să urle cu furie. Cine îndrăznește să tragă în mine pe furiș? Tânărul și-a scos repede arcul cu săgeți și a început să tragă fără oprire spre Ven. Ce viteaz ești! Ia să te învăț eu o lecție! Săgețile băiatului erau date la o parte rapid de către Ven. Observând trupul aspru al lui Ven, deodată a avut o idee. S-a cățărat iute în copac, a scos niște cremene din buzunar, a făcut săgeți de foc și le-a tras în jos spre locul în care Ven își întindea brațul cel lung ca să îl prindă. Frige! Tânărul s-a apropiat de prințesă și a ajutat-o cu blândețe să se ridice. Cei doi s-au îndrăgostit la prima vedere. Din păcate, Hel, tânărul viteaz, era mut. Hel a condus-o pe prințesă înapoi la palat și și-au luat rămas bun. De atunci încolo, prințesa Psyche se furișa adesea pe lângă pasnici ca să iasă din palat pentru a se plimba cu Hel. Chiar dacă nu putea să vorbească, inimile lor se înțelegeau de minune. Apoi, într-o zi după ce s-a întors la palat, Psyche a primit din senin o veste care a lovit-o ca un fulger. Ven adusese brățara prințesei ca să o ceară de soție. Aceasta este promisiunea noastră de logodnă. Alteță, prințesa a fost de acord să se mărite cu mine. În Wales, câtă vreme o fată îi oferea ceva de al ei unui bărbat, însemna că a fost de acord să-i fie soție. Psyche a înghețat. Și-a verificat mâna și și-a dat seama că își pierduse brățara când încercase să fugă de Ven. Singurul care putea să depună mărturie în favoarea ei era Hel, dar el era mut. Îndurerată, Psyche a izbucnit în lacrimi și s-a închis în camera ei.
știind că nu poate să facă nimic. Regele își iubea fiica nespus de mult, dar nici el nu putea să facă nimic ca să o salveze de această căsătorie. Vestea despre măritișul prințesei Psyche s-a împrăștiat repede în întreg regatul. Când a auzit-o și Hel, s-a dus la palat să depună mărturie. Dar pentru că nu putea să vorbească, soldații nu l-au lăsat să intre. Psyche privea cu disperare rochea de mireasă agățată de perete și s-a hotărât să își pună capăt zilelor, mâncând o plantă cățărătoare sălbatică de pe fereastră. Până să plece pentru totdeauna, a lăsat cu inimă frântă o scrisoare de rămas bun în care își mărturisea iubirea pentru Hel. Între timp, Hel s-a deghizat repede în soldat și s-a furișat în camera prințesei. Ce păcat că a ajuns cu doar o secundă mai târziu! Psyche! Întreg trupul s-a luminat și a urlat la ceruri. Urletul lui a cutremurat din temelii întregul palat. Când regele a văzut că prea iubita lui fiică părăsise această lume din cauza suferinței, s-a prăbușit de durere. Aveți grijă de trupul ei, vă rog, le voi căuta pe zeițele vieții ca să le rog să-i lege la loc firul vieții. Hel a trecut peste 1000 de mări și țări ca să ajungă la copacul sacru unde erau cele 3 zeițe ale vieții. Zeița trecutului, zeița prezentului și zeița viitorului. Vă rog, legați la loc firul vieții lui Psyche. Voi plăti orice preț ca să faceți asta. Însă toate cele 3 zeițe au scuturat din cap și l-au refuzat. Nu putem să ne implicăm în viețile oamenilor. Ai face bine să te întorci acasă. Du-te în lumea de dincolo și fură cutia care conține flacăra vieții lui Psyche. Dar nu ai voie sub nicio formă să deschizi cutia în mijlocul drumului. Și ține minte să-i dai ceva dulce duleului cu 3 capete când ajungi la poartă. Hel și-a înclinat capul în semn de mulțumire spre zeița trecutului și a pornit iar la drum spre lumea de dincolo. Hel a urcat de unul singur trecătoarea și s-a aventurat în pădure prin întuneric ca să ajungă în infern, locul de care oamenii se temeau doar dacă îi auzeau numele. În drumul spre lumea de dincolo, trecea prin pădure când a dat din întâmplare peste o femeie bătrână care era atacată de un tigru. Și-a ridicat iute arcul și a tras. Îți mulțumesc, tinere! Nu am ce să-ți dau în schimb. M-aș bucura tare mult dacă ai accepta să primești de la mine această pâine mică și puțină miere. Oh, exact ce aveam nevoie. Îți mulțumesc foarte mult. Hel și-a luat rămas bun de la bătrână și a mers mai departe în adâncul pădurii. Nu departe, a întâlnit o vrăjitoare care era strivită de un copac bătrân. Ajutor! Ajută-mă, te rog! Îți ofer această pelerină magică. Poartă-o și vei deveni invizibil. Poate să te ducă oriunde îi poruncești. Când Hel a făcut primii pași în lumea de dincolo, a auzit mârâitul dulăului. Chiar dacă pășea cu mare grijă, câinele a simțit imediat mirosul de om și s-a trezit. Hel i-a aruncat repede o bucată de pâine acoperită cu miere, iar dulăul s-a așezat cu minte să o mănânce. Hel a pășit grijuliu înăuntru, căutând locul în care erau ținute cutiile cu flacăra vieții. Printre miile de cutii, Hel a găsit în cele din urmă o cutie cu numele lui Psyche. În sfârșit te-am găsit! Psyche, așteaptă-mă! Hel a luat cu blândețe cutia din încăperea vieții, dar cutia se mișca într-una, iar vocea lui Psyche s-a auzit odată din cutie. Hel, dă-mi drumul, te rog! E atât de întuneric aici! Sunt speriată! Vocea din cutie răsuna în continuare cu toată convingerea. E vocea lui Psyche. Poate s-a trezit? Hel, e prea fierbinte aici. Te rog, dă-mi drumul. Te implor, nu mai suport. Dar zeița trecutului a spus că nu trebuie să deschid cutia. Asta pentru că vrea să mă țină închis aici.
Eliberează-mă, te rog, altfel nu voi reuși să mă întorc în trupul meu. În sfârșit sunt liberă! Intră la loc în cutie, Psyche! Zgomotul a trezit dulăul. A început să adulmece și să-l fugărească pe Hel. Hel fugea speriat în timp ce încerca să prindă flacăra. Dar din nefericire s-a împiedicat și a căzut. Pelerina i s-a desprins, dezvăluindu-i trupul. Dulăul a înaintat cu gura deschisă și l-a mușcat de picior pe Hel. Au, a! Urletul lui a trezit-o pe regina infernului. A ieșit din întuneric cu o privire furioasă. Închideți poarta palatului! Prindeți pe oricine îndrăznește să vină aici și să provoace necazuri! Hel s-a speriat când a văzut flăcările din fața lui. A luat iute pelerina invizibilității și a aruncat-o spre flacără. Pelerina, du-i repede flacăra prințesei! Psyche, te iubesc! Pelerina a auzit porunca lui Hel și a spurat spre flacără. A prins-o și s-a strecurat iute prin poarta care se închidea încet. Hel a urmărit pelerina cu privirea și a răsuflat ușurat, întorcându-se către regină. Alteță, accept orice pedeapsă îmi vei da. Foarte bine! Îți voi spune prețul pe care trebuie să-l plătești pentru că ai intrat aici. Hel a fost legat numai decât de un stâlp de bronz, iar flăcările din jur îl chinuiau îngrozitor. Între timp, pelerina îi adusese flacăra vieții înapoi lui Psyche. Prințesa s-a trezit, spre uimirea și fericirea regatului. Din păcate, când s-a întors din morți, nu-și mai aducea nimic aminte, nici măcar de Hel. Cine sunt? Unde mă aflu? Va scăpa Hel din lumea înflăcărată de dincolo ca să se întoarcă la prințesă? Și își va aminti prințesa iubirea profundă pe care o simțeau unul pentru celălalt? Vom vedea în următorul episod. Odată ca niciodată, zeul suprem Adin, care stăpânea cerul și pământul, avea două fiice. Zeița luminii și zeița întunericului. Amândouă erau nespus de frumoase, dar aveau vieți foarte diferite. Când lumina apărea, oamenii o întâmpinau cu flori, apă și alte lucruri prețioase. Pe de altă parte, când întunecimea apărea, nu găsea altceva în afară de o noapte liniștită. Însă pe întunecime nu o întrista niciodată acest lucru și nici nu era geloasă pe sora ei. Se juca mereu cu lumina lunii, cânta cu greierii, observând cu atenție și protejând somnul oamenilor. Pe neașteptate, într-o zi, Adin și-a chemat fiicele la palatul Atenei pentru a le da niște vești importante. Lumină și întuneric, am vești cruciale pe care trebuie să le împărtășesc cu voi. Hel, zeul infernului, ne-a trădat. A târât după el mulți zei spre tărâmul oamenilor ca să le facă rău cu planul de a pune stăpânire pe acel loc. Îl voi găsi și îl voi distruge. E un inamic puternic. Singura care îl poate distruge pe Hel este sabia Jess. O sabie făurită de pitici vreme de 1000 de ani, care s-a răcit pe tărâmul oamenilor. Voi găsi acea sabie? Lumină, întuneric, sabia aceea are o putere de neegalat, dar numai persoana potrivită o poate face să strălucească și o poate ridica. Iar voi două sunteți cele alese să-i fie stăpâne. Grăbiți-vă să găsiți sabia și să vă continuați misiunea. Oricine va câștiga, o voi lăsa să devină stăpâna umanității. Tu trebuie să fii cea aleasă de sabia Jess și cea care va deveni zeița supremă a omenirii. Așa e, eu sunt aleasa. Cât despre micuța fată întuneric care a venit din urmă, doar îmi stă în drum.
Când lumina doar ce pusese piciorul pe tărâmul omenirii, a văzut că oamenii se luptau cu furtuni și inundații provocate de zeul dezastrului, acolitul lui Hel. Lumina a zburat apoi în cer, a folosit puterea supremă a luminii pentru a-l doborâ, a risipit furtunile, norii și a adus înapoi cerul pașnic oamenilor. După ce au văzut asta, oamenii au îngenunchiat pentru a-i mulțumi zeiței luminii. Hel primea vestea cu furie. Copilă obraznică, va trebui să plătească pentru asta. Stăpâne, te rog, liniștește-te. Am un plan care le va face pe lumină și întuneric să se distrugă una pe cealaltă, iar sabia dispărută Jess va cădea în mâinile noastre. Bună treabă! Dacă reușești, îți voi da o recompensă mare! Stând în spatele unui copac, Asen observa cum oamenii curățau rămășițele dezastrului. Momentul în care ziua s-a făcut noapte, a venit și el. Întunecimea a apărut și s-a oferit să ajute. Lumina a văzut asta și și-a întins numai decât mâna ca să absoarbă toată lumina lunii, astfel încât bezna să cuprindă orice loc în care mergea întunecimea, făcându-i pe oameni să nu mai vadă nimic și să fie nevoiți să se oprească. Vezi tu, înfățișarea ta nu face altceva decât să înrăutățească lucrurile. Oamenii mă vor doar pe mine. Mai bine ai renunța. Aleasa voi fi eu. Întunecimea era mâhnită. Stând în vârful muntelui și uitându-se la casele închise și neprimitoare ale oamenilor, ochii i s-au umplut de lacrimi. În clipa aceea, o lumină puternică din muntele îndepărtat a strălucit pe cerul întunecat al nopții, trezind-o pe întunecime. E sabia Jess! Asta e! Lumina a văzut din cer că sora ei e pe cale să găsească sabia, după care a urmărit-o, ajungând pe muntele Terra. Lumina și-a folosit repede puterea pentru a trage soarele în sus, aducând răsăritul mai devreme decât de obicei. Încă e vremea mea! De ce ai apărut mai devreme? Din cauza luminii tale, sabia Jess a dispărut! Am venit mai devreme pentru că oamenii mă plac pe mine mai mult. Voi găsi și singură sabia, nu-ți face griji! Întunecimea a plecat furioasă. Lumina a mers în jurul muntelui, dar nu a reușit să găsească sabia. Lumina de la sabie dispăruse și ea odată cu apariția luminii. De ce doar întunecimea a putut să vadă urmele sabiei? Nu e corect! Bună, stăpâna mea! Eu sunt Asen, slujitorul învingătoarei. Sunt aici pentru a mă prezenta. Tu ești cea care va lua sabia Jess. Cine ești? De unde știi asta? Eu sunt slujitorul stăpânei sabiei. Am venit din viitor ca să-ți dau un mesaj. Iată ce măreață e puterea ta, dar întunecimea mea e o piedică. Da. Ce să fac cu sora asta a mea? Nu trebuie să faci nimic. Las-o pe întunecime să caute sabia. Când ea va găsi sabia, vei apărea tu și o vei închide în cușca de lumină. Așa că vei avea totul. Noaptea s-a lăsat, iar lumina sabiei Jess a reapărut. Întunecimea nu a ținut cont de greutăți. A urmărit lumina și a ajuns în vârful stâncos al muntelui Terra. Întunecimea a încercat din răsputeri, dar nu a reușit să o ridice. În acel moment, lumina a apărut și a dat sora la o parte și i-a luat coroana, făcând-o pe întunecime să își piardă toate puterile. Nu ai pregătirea necesară să folosești acea sabie. Zicând asta, lumina și-a închis sora într-o cușcă de lumină la poalele muntelui Terra pentru a pune stăpânire pe sabia Jess. De ce se întâmplă asta? Pentru că nu ești demnă. Hel și Asen au apărut de nicăieri, zâmbind cu îngânfare la lumină, care căzuse în capcana lor. Crezi că ești mai puternică decât mine? Sire, tu ești cel care are cea mai mare putere. Lumina l-a privit surprinsă pe Asen. Se pare că era o iscoadă.
sabia asta blestemată! Ești la fel ca mine! Hel s-a uitat cu furie la lumină, a cuprins-o în lanțurile infernului și a legat-o în vârful muntelui, lângă sabia Jess. De acum înainte, vei rămâne prizonieră pe viață în vârful muntelui Terra, iar omenirea va trebui și ea să muncească sub lumina ta, fără oprire, ca să mă slujească. Ha, 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 ha! Îți mulțumesc că m-ai ajutat să scap de sora ta întuneric. Fața luminii s-a întunecat în timp ce îi privea pe Hel și Asen cum zboară de acolo și încerca să se elibereze din lanțuri, dar nu reușea. De atunci, oamenii au fost nevoiți să trăiască doar pe lumină și munceau din greu fără odihnă. Din cauza luminii neîncetate, plantele se uscau și mureau. Situația era nespus de mizerabilă. Lumina era legată în vârful muntelui și observa viețile oamenilor cu mare părere de rău. Plângerile poporului și acuzațiile la adresa luminii erau din ce în ce mai numeroase. Chiar dacă lumina și întunericul căzuseră în mâinile lui, Hel își făcea griji în continuare cu privire la sabia Jess. Conform oracolului, fără ca aceste două surori să lucreze împreună, sabia ar fi fost imposibil de ridicat. Iar acum le am pe amândouă sub control. Între timp, întunecimea era închisă în cușca de lumină, cu toate puterile luate, și își vedea sora în suferință în timp ce era legată. Și oamenii plângând din cauza greutăților. Așa că și-a riscat viața îndoind cușca pentru a scăpa. Mâinile ei ardeau de durere. Pentru că lumina îi luase coroana, întunecimea era doar un om de rând acum. Dar tot s-a cățărat cu mâinile goale pe periculosul munte stâncos Terra ca să-și salveze sora. Când întunecimea a ajuns, lumina a văzut că sora ei avea răni peste tot, iar mâinile ei erau foarte arse, au cuprins-o regretele și i-a arătat repede coroana ei pe care o ascundea la spate. Întunecimea și-a pus coroana pe cap, întunericul a apărut, iar întunecimea a urlat cu toată forța ei ca să rupă lanțurile infernului. Lumina a fost dezlegată și s-a repezit bucuroasă la sora ei ca să-i mulțumească. Hel a auzit din iad urletul întunecimii și a apărut de îndată. Când a văzut că cele două surori sunt libere, s-a îngrijorat nespus de mult. Hel a aruncat o vrajă spre întunecime. Lumina și-a îmbrățișat sora și au căzut pe jos. Cele două s-au uitat la sabia Jess și și-au făcut cu ochiul. Hel tremura încercând să riposteze, aruncând un suflu puternic de energie spre surori. Și uite așa, surorile s-au repezit încrezătoare spre Hel. Hel a fost rănit de moarte și apoi a dispărut în marele neant. De atunci, tărâmul omenirii a revenit la o viață normală cu trecerea de la zi la noapte. Lumina și întunecimea au trăit în armonie împreună și au condus tărâmul omenirii. La fiecare trecere între zi și noapte, lumina îi dădea înapoi sabia Jess surorii ei. Odată ca niciodată, într-un sat, trăia o mamă cu fiica ei. Cara era o fată foarte specială. Putea să respire pe sub apă și să vorbească cu creaturile marine. Odată, în timp ce se plimba prin pădure, Cara a dat peste o căprioară rănită întinsă la marginea pădurii. Ea a atins rana ca să o verifice, apoi un miracol s-a întâmplat. Rana căprioarei s-a vindecat într-o clipă. Cara s-a grăbit să ajungă acasă și să-i spună mamei sale. Hai să păstrăm acest secret doar pentru noi. Când vei împlini 16 ani, îți voi spune totul. Deși era foarte curioasă, Cara a ascultat-o pe mama ei și a așteptat cu nerăbdare ziua în care va împlini 16 ani. Și a venit și ziua aceea. Când a împlinit 16 ani, mama ei i-a oferit un talisman în formă de lacrimă. Cara, de fapt, tatăl tău e un zeu. După ce te-am conceput, ca să ne protejeze de prohibiția elfilor, tatăl tău a fost pedepsit cu exilul.
Înainte să plece, tatăl tău a lăsat acest talisman. Te va ajuta să-l găsești. Kara a ascultat-o uimită pe mama ei. Și-a pus talismanul la gât și și-a implorat mama să o lase să-și caute tatăl ca să-și reunească familia. Cu aprobarea mamei sale, a pornit în căutarea tatălui ei într-o călătorie plină de obstacole. Când doar ce se întunecase, Kara a ajuns într-un sat. Se pare că oamenii de aici pregăteau o ceremonie foarte importantă. De curând, un monstru a apărut în pădurea de lângă sat. Urla adesea și arde lanurile de secară care urmează să fie recoltate. Am sacrificat porci și vite și am încercat în toate felurile, dar monstrul urlă cu furie noapte de noapte. Nu am avut de ales decât să sacrificăm cea mai frumoasă fată din sat. Sper că va cruța acest sat micuț. Kara s-a supărat foarte tare auzind una ca asta. Nu putea să stea deoparte și să privească acea fată nevinovată cum e împinsă spre moarte. Kara s-a oferit imediat să ia locul, convinsă că era în stare să învingă monstrul. Căpetenia satului i-a ascultat rugămințile. Kara s-a prefăcut că e legată de un copac bătrân chiar la marginea pădurii. O furtună s-a pornit din senin, un tunet a răsunat în ceruri, iar ramura de pe copacul lovit de trăsnet s-a rupt în două și era să cadă peste Kara. Un dragon! E un dragon! Doar ce mi-a salvat viața? Dragonul și-a întors spatele și s-a târât mai departe, nebăgând în seamă ofranda. Kara s-a dus repede după el și a descoperit că aripa dreaptă a dragonului era rănită. Sânge picura pe pământ. Probabil că te doare foarte tare. Poate că din cauza acestei răni ai urlat de durere în tot acest timp. Lasă-mă să-ți alin suferința. Kara a sărit pe coada dragonului, țintind rana ca să se apropie de ea. Dragonul a văzut asta și a dat din coadă ca să o dea jos pe Kara. Kara se clătina, încercând să se țină de coadă. Dragonul era furios, își scutura coada cu putere. Kara s-a folosit de asta ca să sară pe aripa dreaptă a dragonului. Și-a pus cu blândețe mâna pe lacrimă și a șoptit ceva. Încet, încet, rana dragonului s-a vindecat. Rana ta e vindecată. Nu-i vei mai deranja pe săten de acum înainte. Kara se pregătea să plece, când dragonul a îngenunchiat deodată și s-a înclinat în semn de mulțumire. Bună să-ți fie inima! De acum ești stăpâna mea! Mama îmi povestea că dacă un dragon vrea să accepte ca cineva să-i fie stăpân, va îngenunchea de bună voie înaintea acelei persoane și va fi în stare să vorbească cu stăpânul său. Așadar, e adevărat? Așa e. În semn de recunoștință că mi-ai salvat viața, îmi dedic trupul și sufletul stăpânei mele. Dragonul i-a făcut semn lui Kara să se urce pe spatele lui și cei doi au zburat în cer. Ellen, îți voi spune Ellen. Așadar, de acum am un companion. Stăpâna, unde plănuiești să ajungi? Eu îmi caut tatăl. Mama spune că tata e un zeu. Acest talisman mă va ajuta să-l găsesc. Stăpâna, înainte să-l căutăm pe tatăl tău, mă poți ajuta cu ceva? Bine, hai să mergem. Voi încerca din răsputeri. Semenii mei sunt ținuți captivi de vrăjitoarea cearea. Poți să mă ajuți să-i salvez? Oh, bine, du-mă acolo. Ellen și-a întins cu bucurie aripile. A zburat iute și a dus-o pe Kara pe o stâncă. Kara stătea pe spatele lui Ellen și se uita în vale. Erau 5 sau 6 dragoni, unii mai mari decât alții, legați cu lanțuri de picioare, urlând de durere. Ellen, ce s-a întâmplat cu cei dragi ție? De ce sunt legați? Ellen i-a făcut semn lui Kara să facă liniște și să privească. Deodată, o vrăjitoare a apărut pe spatele unui vultur uriaș, având în mână un bici de fier. A început să lovească dragonul fără oprire, făcându-i să urle de durere. Odată, semenii mei s-au pierdut într-o pădure deasă. Au mâncat din greșeală merele coapte pe care le fermecase vrăjitoarea. Așa că au adormit cu toții și au fost legați de ea cu lanțuri vrăjite, care i-a lăsat pe toți dragonii fără puteri.
Din fericire, în ziua aceea, deoarece cutreieram, nu am mâncat merele acelea și am scăpat. Dar a aruncat cu o vrajă spre una dintre aripile mele, iar tu m-ai salvat. De ce ți-a legat și torturat familia în acest fel? Cum putem să-i salvăm acum? I-a torturat pentru că vrea ca membrii familiei mele să îngenuncheze și să-i se supună, să o accepte pe ea ca stăpâna lor, să-i asculte ordinele ca să învingă armata oamenilor. Câtă cruzime! O voi învăța ce înseamnă să pierzi. Vei avea nevoie de sabia Jess. E pe fundul oceanului. Tatăl meu mi-a povestit despre ea. Jess poate să rupă orice vrajă și are o putere fără pereche ce poate distruge vrăjitoarea. Dar călătoria până acolo e foarte periculoasă. Pot să o fac. Du-mă repede acolo. Ellen a dus iută pe Kara în mijlocul imensului ocean. Kara l-a mângâiat pe Ellen pe cap de rămas bun, după care a sărit hotărâtă în adâncul mării. Vreau să găsesc sabia Jess de pe fundul oceanului. Poți să-mi arăți calea? Noi nu știm unde e, dar țestoasa Jazza ar trebui să știe, pentru că Jazza e cea mai bătrână creatură de aici. A dus-o iută pe Kara la casa țestoasei bătrâne Jazza, o epavă acoperită de corali care arăta foarte înspăimântător. A deschis trapa bărcii, era o încăpere străveche cu mii de obiecte unice. Kara s-a prezentat și s-a rugat de țestoasa Jazza să îi arate unde se află sabia. Sabia Jess se află în abis, sub baza unui monstru marin de mii de ani. Odată ce ajungi acolo, nu mai e cale de întors. Voi reuși cu siguranță! Te rog, arată-mi drumul! Kara nu s-a dat bătută. A insistat și a implorat țestoasa până când Jazza s-a lăsat convins și i-a dat harta spunându-i să fie atentă. Kara și-a luat rămas bun de la bătrâna țestoasă. Cu lumina talismanului, Kara a urmărit harta până în locul în care se afla sabia fermecată. Kara nici nu a atins bine sabia, că deodată un tentacul uriaș a dat-o la o parte. De fiecare dată când încerca să se apropie de sabie, un tentacul apărea și o arunca la o parte. Kara era neînfricată. A înotat de jur împrejur până când tentaculele s-au legat între ele. Haha, în sfârșit am prins! Kara s-a apropiat de sabie, dar nu era în stare să o ridice. A observat că era un loc gol în formă de lacrimă pe mânerul sabiei. Să fie asta bucata lipsă? Apoi a încercat să-și pună talismanul acolo, iar sabia a luminat tot oceanul. Lumina sabiei făcea adâncul mării să strălucească. Monstrul marin Caracatiță era închis într-o cușcă de fier, cu tentaculele strâns legate între ele. Kara și-a ridicat sabia și a distrus cușca. Apoi, Caracatița a înotat spre Kara, a cuprins-o cu tentaculele ei și a dus-o la suprafață. Ellen zbura deasupra mării. A văzut-o pe Kara că apare și s-a repezit spre ea, înclinându-și aripile și aruncând-o pe Kara pe spatele lui. Kara s-a cățărat pe spatele lui Ellen și s-au întors în munții stâncoși. Cei doi au așteptat să se lase întunericul pentru ca vrăjitoarea să cadă într-un somn adânc și să poată tăia pe furiș lanțurile fermecate. S-a făcut noapte, iar talismanul le lumina calea celor doi ca să poată zbura pe tăcute în josul văii. Înainte să apuce să facă ceva, vrăjitoarea a apărut pe spatele unui vultur uriaș. Am o idee! Zboară pe jos, le vom rupe lanțurile și îi vom întinde o capcană. Kara și Ellen au reușit să se ferească de biciul magic de fier al vrăjitoarei, în timp ce s-au apropiat de dragoni pentru a le rupe lanțurile. Iar când Kara a tăiat ultimul lanț, vrăjitoarea s-a apropiat. Ha? Luați degustați acest bici infernal de fier! Îndrăznești să-mi atingi fiul! Tatăl dragon și-a aruncat lanțul și a zburat spre ea să o dea jos de pe spatele vulturului. Vrăjitoarea era și ea speriată și dădea cu biciul în toate părțile, dar tot nu putea să facă față puterii dragonilor. Dragonii furioși au înconjurat vrăjitoarea și au început să scui pe foc, iar vrăjitoarea a ars până s-a făcut scrum. Da! În sfârșit am reușit, Ellen! Dragonii s-au înclinat în fața Karei, iar ea le-a zâmbit cu politețe. Ellen, te eliberez! Întoarce-te la familia ta!
Alan a privit dragonii cu nostalgie, s-a apropiat de tatăl său și și-a plecat capul. Tatăl și-a întins aripile și l-a mângâiat pe fiul său pe cap, dându-i binecuvântarea sa. Voi rămâne companionul tău pentru totdeauna. E în regulă? Kara s-a repezit cu bucurie să îl ia în brațe pe Alan. De atunci, Kara l-a avut drept companion pe Alan alături de ea în călătoria de a-și găsi tatăl.